Astăzi a avut loc ședința ordinară a Consiliului Local al municipiului Drobeta-Turnu Severin, în cadrul căreia au fost discutate și aprobate mai multe puncte de pe ordinea de zi, extrem de importante pentru cetățeni. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru Direcția de Poliție Locală din Drobeta-Turnu Severin pe anul 2023. Avizează Comisia Buget, Finanțe, Comisia Juridică, Comisia Urbanism, Comisia Învățământ, Cultură, Comisia Serviciilor Publice. Discuții. Cine este pentru? Ședința ordinară a fost găzduită de Sala Mare a Instituției Prefectului, în cadrul căreia consilierii au fost convocați pentru a aproba proiecte importante de pe ordinea de zi privind noi investiții în municipiul nostru, printre care reabilitarea parcurilor, dar și reabilitarea cinematografului Porțile de Fier. Urmează proiectarea pentru, zic eu, unul dintre cele mai importante proiecte ale municipalității după extinderea rețelei de gaze, refacerea parcurilor centrale. Avem peste 10 hectare de parc, vorbind de Parcul Gării, Parcul Rozelor, Parcul Dragalina, cele trei parcuri din zona centrală, cu o alocare de peste 10 milioane de euro. Urmează să iese la licitații proiectarea și execuția și sperăm că anul viitor să ne apucăm de aceste parcuri. Dacă vom reuși să terminăm aceste parcuri și le vom termina, de fapt, după ce le vom termina, să fiu mai explicit, toată zona centrală va fi la parametrii înalți pentru a putea pune în valoare și mai mult cetatea, Palatul Cultural. Știm cu toții, a crescut numărul de turiști, am primit recenzii foarte bune, atât a mai rămas în zona centrală aceste parcuri. De asemenea, am depus astăzi pentru cinematograful Porțile de Fier, iarăși un obiectiv extraordinar pentru comunitate. Vom păstra și zona de cinematograf, dar în același timp vom veni și cu săli pentru ocuparea timpului liber și pentru tineri, dar și pentru pensionari. Școlile 14-15, am mai adus ceva îmbunătățiri la liceul economic, toate depuse pe fonduri europene. Mai avem și parcul Aluniș sau Valea lui Dinu, care la fel este prinsă pe un proiect european. Sunt obiective extrem de importante pentru noi, pentru comunitate. De asemenea, a fost realizat un acord între municipalitate și Asociația Lumea Celor Care Nu Cuvânt în vederea sterilizării câinilor și pisicilor. Încă o dată, consilierii locale ai municipiului Drobeta-Turnu Severin au dat dovadă de consens politic, votând în unanimitate toate proiectele de pe ordinea de zi pentru ca investițiile demarate să poată continua, iar severinenii să se bucure de cele mai bune condiții de trai.